cele două societăți de gaz, care știm cu toții ce importanță au pentru municipiul nostru și pentru toți cetățenii din media, nu numai pentru cei care lucrează acolo efectiv. Dacă ne gândim că 40%, așa, cam aproximativ din bugetul local, reprezintă veniturile care vin din impozitele din aceste societăți, cred că ne dăm seama cu toții ce importanță are. Și ce ar însemna acest buget pe care scoatem și ăsta, că rămân un mare procent care sumele pentru învățământ și pentru investiții în oraș nu să rămână probabil mai nimic. Nu vorbim mai de modul cum s-a folosit bugetul până acum, dar chestiunea de Transgaz și Romgaz a apărut în săptămâna trecută tot în presă. Nu apare nimic întâmplător că a apărut exact după ce CNLO și cărbunele se mută la gazul, că acolo sunt deja proteste, care și pe cele două, cu toate că nu se compară, sunt în altă situație. Cele două societăți a noastre sunt pe profit, celelalte sunt cu pierderi, cu altceva, deci nu putem să comparăm o treabă cu alta. Nu m-ar fi pus în dificultate așa tare, dar dacă vă uitați ce acțiuni sunt la ora actuală concentrate împotriva acestor două societăți, inclusiv cu unele site-uri de prin media, așa am văzut, Media și Info, care încearcă să creeze, că am văzut că le s-au publicat toate declarațiile de avere, acum, de ce acum? De ce acum sunt toate atacurile și pe presa centrală, dacă ați observat? Cu salariile directorului, nu vă interesați pe mine nici salariul directorului, nici salariile la cei mai interesează ce fac cele două societăți. Dar dacă vrem să creăm o imagine așa concomitent după ce a apărut această știre de mutare, inclusiv în presa locală și inclusiv în presa centrală, ca să nu cumva să punem populația să susțină aceste două societăți, că îi punem într-o imagine proastă. Așa, nu știu dacă se e voit sau nu-i voit, dar mi se pare destul de suspect și atunci trebuie să fim foarte precauți și să o luăm din timp cu intervențiile la nivel de București. Și tot luni am făcut interpelare și la domnul premier, deci tot la domnul premier vreau să spun, ca să ne spună exact dacă sunt niște zvonuri din presă. Nu. Dar eu încă o dată vă spun, legându-le de tot ceea ce se întâmplă colateral, să spun așa, sau nu este nimic adevărat. Și atunci stăm liniștiți și să-și vadă fiecare de treaba lui. Și am făcut aceasta care își într-adevăr, spun cu un ping-pong, că știți, de obicei, aceste vești, mutatul apare în campania electorală, dacă nu avem de-a face cu un guvern de tehnocrați. Dar personal, fiecare, credeți că chiar se va lua în discuție mutarea? Nu știu, eu până nu văd răspunsul premierului și mie mi-e frică de măsurile care le pot lua acești guvernanți tehnocrați, care n-au nicio răspundere și vor să fie... De-aia mă tem. Fiind un guvern politic are oricum o răspundere și, băi, nu pot să fac o chestiune de asta, mai ales în an electoral, decât un guvern de genul ăsta. Dacă ne liniștește domnul premier și spune că nu-i vorba, atunci cei care au scris înseamnă că vorbesc prostii. Dar pe focus energetic, care se ocupă special cu probleme de astea, am impresia că știu mai multe și eu mă aștept de aici ca absolut toți care, mă rog, conștienți de ceea ce înseamnă aceste două societăți pentru Mediaș, inclusiv mai avem și unii reprezentanți în guvernul ăsta nou de aici, din municipiu, chiar care au plecat de la aceste societăți, fiindcă am impresia că aici e o acțiune prea concentrată împotriva lor și toate măsurile astea se iau întotdeauna și cu oameni din interior de acolo. Care, mie pare rău că o spun, dar trebuie să o recunoaștem deschis. Dacă li se propune, probabil, sau li se promite o funcție, sau nu știu ce, că sunt în stare să facă orice și aici e foarte grav. Sper să nu fie, sper să mă înșel eu, să-mi dea un răspuns liniștitor și domnul premier și să nu aflăm că chiar se mută și chiar cu ajutorul unora de aici.